Vreau să mergem mai departe despre trupele, chiar spunea dumneavoastră, trupele sovietice masate la granițe și o altă informație. Atunci a dat ordinul ca granițele să fie libere. Cine le-a lăsat libere, domnule general, și cum adică trupele sovietice masate la graniță? Haideți Nu am știut. să o luăm într-o cronologie pentru ca toți telespectatorii să înțeleagă. În dimineața zilei de 23, aproximativ la 10 și 30 de minute, pe TVR a apărut în mod repetat, apoi în cursul zilei, următorul anunț. Dacă îmi permite să-l Vă citesc, rog. tocmai pentru precizie. S-a spus așa: suntem informați că s-a luat legătura cu ambasada sovietică, care ne-a promis ajutor militar imediat, întrucât agenții străine și-au permis să trimite elicoptere cu oameni înarmați cu scopul de a distruge ceea poporul român a cucerit. Ei, hai să analizăm un pic acest comunicat. S-a luat legătura cu ambasada sovietică pentru că agenții străine, cu alte cuvinte, agenții aparținând altor state decât URSS, pentru că n-are logică altfel cine putea să acționeze cu elicopterele, cel puțin teoretic, cei din vest, adică NATO, pentru că este singura concluzie logică. Le soliciți sprijinul sovieticilor pentru a te ajuta să ripostezi împotriva atacului agențiilor străine. Care străine? Adică numai cei din vest, Da. conform logicii acestui comunicat. Comunicat care s-a repetat în cursul zilei, comunicat care a fost emis și la radio, comunicat care ulterior s-a dovedit a fi total neadevărat. N-au acționat niciun fel de agenții pe teritoriul României, în aer sau pe uscat sau pe mare. Bun, Trupele au ulterior, fost sovietice la graniță? o secundă, ajungem și acolo. Consecința acestui comunicat, dar și unui telefon, cel puțin a unui telefon dat din biroul Ministrului Apărării de către Ion Iliescu și anturajul lui, prin care se solicita acest ajutor militar sovietic, deci consecința acestor acțiuni concrete, a fost că în după-amiaza zilei de 23, la toate cele 5 puncte de trecere a frontierei cu fosta URSS, la aceeași oră s-au prezentat omologii sovietici ai șefilor noștri de frontieră, deci împuterniciții de frontieră ai armatei URSS, la toate cele 5 puncte, repet, la aceeași oră, solicitând să li se permită intrarea pe teritoriul României, întrucât, în mod oficial, li s-a solicitat ajutorul militar. A fost un moment deosebit de tensionat, un moment deosebit de periculos pentru întreaga națiune, aș putea spune. Imaginați-vă trupele sovietice la toate cele 5 puncte de trecere a frontierei. Am discutat cu împuterniciții noștri de frontieră, cu toții mi-au confirmat această situație deosebit de gravă. Pe linie ierarhică s-a luat legătura cu cei de la București, cu cu comandantul trupelor de grănicieri, generalul Geantă, care la rândul lui a discutat cu generalul Gușe, șeful statului major al armatei române, ambii dând ordin ca nici unui militar sovietic să nu-i se permită intrarea pe teritoriul României. Situația a fost foarte tensionată, sunt multe lucruri de spus, nu avem timp acum, detaliile sunt multe și foarte importante. Cert e că în acel moment deosebit de periculos pentru întreaga națiune, doi militari de rang înalt, generalul Gușă și generalul Geantă, s-au comportat ireproșabil și cu mult curaj, date fiind circumstanțele, au acționat astfel încât să nu li se permită militarilor sovietici să intre pe teritoriul României.